Te salut! Îți mulțumesc că ești aici pe canalul meu de YouTube. Te invit să dai un share, un like sau să te înscrii pe canal dacă nu ai făcut-o deja. În acest clip vreau să-ți spun un pic despre implicațiile alegerii unui psiholog și mai ales ce trebuie să știi în momentul în care ai ales deja să faci o terapie. În primul rând, este important să știi că la psiholog nu e ca la dentist. Nu e ca și cum te duci acolo, te așezi pe un scaun, iar doctorul începe să îți rezolve problema pe care tu o ai. Nici de cum. De aceea, tu ai nevoie să fii conștient de problema pe care o ai și asumat. Sunt două condiții preliminare, să zic așa, pentru care terapia ta, consilierea pe care o vei să o faci, vor avea succes sau nu. În momentul în care tu vii conștient că ai o problemă, o situație, o întrebare, o nelămurire care te doare, care te deranjează și că ai ajuns la concluzia că ai nevoie de ajutor pentru a ți-o clarifica, sau poate pentru a o reformula, sau poate pentru a o vindeca, e nevoie să și investești ceva în acest proces. Asta presupune să-ți asumi cu adevărat acest lucru. În momentul în care nu ești hotărât, vei amâna sau nu vei plăti sau vei avea tot felul de rezistențe care vor arăta clar că încă nu ești asumat pe acest drum și încă nu vrei să-ți vindeci, să-ți rezolvi problema cu care ai venit. Și asta este alegerea ta. De aceea, investiția pe care tu trebuie să o faci este de timp, bani și energia asumării. Da? Din nou, timp, bani și energia asumării. Asta înseamnă să fii responsabil și să-ți asumi un anumit lucru. De fapt, orice lucru în viață asumat implică și responsabilități cu care vine aceasta la pachet. Al treilea lucru pe care vreau să-ți-l spun este că psihologul este și el un meseriaș, ca să spun așa. Da? Nu doar doctorul, nu doar preotul, nu doar vânzătorul, ci psihologul are o meserie pentru care a studiat, a învățat și acum își folosește învățătura și darurile sale pentru a veni în întâmpinarea sufletului tău, a psihicului tău și a te ajuta să găsești răspunsuri sau să-ți vindeci părți din tine care să te ajute să ai un echilibru emoțional și relații mai bune. De obicei, cu asta ne confruntăm pe scaunele de terapie. Bun. Apoi, al patrulea lucru este că este nevoie să înțelegi că dacă ai ales o terapie, e nevoie să ai curajul de-a lungul terapiei să te autodezvălui. Adică, e nevoie ca tu să fii cât mai sincer cu tine și să ai cât mai multă încredere în celălalt, că își face bine meseria și că cu adevărat e acolo pentru tine. Deci e nevoie ca tu să te uiți foarte mult la tine, la ceea ce ai tu de făcut, pentru că despre asta este cel mai mult vorba în cadrul oricărei consilieri și terapii. În momentul în care, și acum ajung la al cincilea lucru, nu te conectezi cu acel terapeut, înseamnă că nu este ceea ce tu ai nevoie. Dacă simți că nu rezonezi cu ceea ce face, spune, cu tot ceea ce reprezintă el ca și energie pentru tine, atunci s-ar putea să fie pur și simplu să nu fiți pe aceeași lungime de undă și cu siguranță tu vei simți asta și te încurajezi să cauți pe altcineva până când vei găsi acea persoană pe care tu o vei valida ca persoana potrivită să te ajute cu adevărat în ceea ce ai tu nevoie. Deci este important ca tu să-ți asumi tot acest proces. Faptul că ai decis să mergi la un psiholog, procesul pe care îl vei avea de acum înainte cu acel psiholog și investiția ta în tot acest proces pe care tot tu îl vei
încheia. Totul vei decide când se va încheia. Ce presupune până la urmă un proces terapeutic, să spunem, corect sau care are rezultate, care ar fi indicatorii? În primul rând, deja vezi anumite lucruri care se schimbă în gândirea ta, în modul de a vedea și a percepe realitatea și oamenii din jur. Da? Ai altă atitudine și față de anumite aspecte din interiorul tău. Te uiți altfel la ceea ce judecai poate înainte sau încercai să ascunzi. Ok? Asta este foarte important. Dacă se începi să ai anumite schimbări în această zonă, înseamnă că terapia aceea este, sau consilierea psihologică pe care o faci, este ceea ce ai tu nevoie. Dacă simți că e pierdere de timp sau pur și simplu te simți tot timpul inconfortabil și după ce ai discutat aceste lucruri cu terapeutul tău, că te simți inconfortabil, că simți că pierzi timpul, că simți că nu ai rezultatele pe care ți le-ai dori și ai discutat și ai primit niște răspunsuri, tot ești nemulțumit, atunci da, poate din nou este un semnal că procesul nu funcționează în acest context cu acest terapeut sau poate că tu nu ești pregătit să duci un proces până la capăt și astea vor fi clar niște rezistențe ale tale care îți arată că trebuie să întrerup deocamdată. Astea sunt cele mai importante lucruri pe care vreau să ți le comunic legate de orice terapie și orice consiliere pe care o vei alege. Sper că ți-a fost util materialul, dă-l mai departe dacă consideri și te aștept și la alte materiale. Pe curând!